Era odată un predicator și a spus: fraților, trebuie să fac încheierea, dar nu știu cum. Și cineva din bancă a spus: spune amin, frate, e simplu. Nu trebuie să faci nimic altceva. Da, tinerii au stat toată ziua, nu vreau nici să le pun răbdarea la încercare, e timpul să ne rugăm. Însă vreau să le spun câteva lucruri fundamentale legate de ceea ce s-a citit, legate de pofte, de dorințe. Și mesajul meu este scurt, dar coincis în același timp. Și vreau să le spun lor, dar și nouă tuturor, că emoțiile sunt neutre. Cred că aici noi avem o mare problemă și de asta facem de multe ori confuzii. Emoțiile sunt neutre din punct de vedere moral. Adică eu iau acest pahar, paharul, dacă ar fi, paharul este emoție, el este neutru. El nu este nici moral, nici imoral. Depinde ce pun în el. Că dacă iau cele două sticle, dacă pun apă, paharul îmi face bine. Dacă pun alcool în el, nu paharul este problema. Pentru că paharul este neutru. Emoțiile noastre, noi suntem, omul este o ființă complexă care procesează emoții, sentimente, dar toate astea, toate emoțiile, sentimentele noastre sunt neutre. Și o să vă explic, scurt. Frica. Frica este o emoție neutră, depinde de obiectul ei. Obiectul face diferența. Poți să te temi de Dumnezeu, sau poți să te temi de diavol și de duhuri rele. Bucuria este o emoție neutră. Tu poți să te bucuri lăudând pe Domnul, să te bucuri de ceva bun, sau poți să te bucuri că i-a ars cuiva casa și să fii un sadic. Dragostea. Și aici e mai aproape de ceea ce voi spune aici. Pentru că aici avem noi marea problemă în general. Dragostea este o emoție neutră. De ce? Dacă te îndrăgostești de o fată, te căsătorești, ea devine soția ta, tu o iubești. Dragostea aceea este o dragoste benefică, bună, pozitivă. E bine, dar dacă te îndrăgostești de un băiat, tu ca băiat te îndrăgostești de un băiat, sentimentul este același, paharul e același, că de asta spun cei din comunitatea asta, dar noi ne iubim. E iubire la mijloc, e emoție, e sentiment. Dumnezeu a pus iubirea asta în noi. Ce are Dumnezeu împotriva emoției care, ea este neutră, depinde, obiectul face diferența. Dacă ești căsătorit, îți iubești soția, ai o emoție, emoție, un sentiment numit dragostea. Același sentiment, același pahar, tu îl îndrepți pe altcineva, spre altă persoană. Același sentiment. Schimbă ceva? Deci obiectul face diferența, pe cine iubești. La fel când tu poți cu aceeași iubire, cu același sentiment, cu aceleași emoții, tu poți să-L iubești pe Dumnezeu și folosind aceeași emoție poți să iubești lumea. De asta noi avem de multe ori problema asta, iubirea, găsim iubirea, găsim mulțumirea, găsim pofta. Până la urmă și pofta, dorința, este tot o emoție neutră. E neutră pofta. S-a vorbit și data trecută, noi vorbim despre poftă bună. Numai un băiat sau o fată care au disfuncțiuni, care sunt bolnavi, nu au pofte. Dumnezeu a pus în noi pofta, inclusiv pofta sexuală. Ea te conduce spre căsătorie. Pofta în sine nu-i nici rea, nu-i nici bună. Este o emoție pusă de Dumnezeu în noi, doar obiectul ei face diferența. Doar cum o folosești, cum o manifesti. De aceea, ce pot să spun pe scurt, trei lucruri fundamentale legate de emoții. În primul rând, verifică sensul emoțiilor tale. Adică spre ce direcționezi emoțiile tale? Iubirea ta, frica ta sau bucuria ta sau plăcerea ta sau dragostea sau dorința ta. Pofta este o dorință. Depinde ce dorești. Asta contează. Verifică astăzi care este sensul, care e direcția emoțiilor tale. Pe cine iubești, de exemplu. Apoi direcționează înspre Dumnezeu emoțiile tale. Încearcă în paharul acesta să pui voia lui Dumnezeu, să-L pui pe Dumnezeu, să
cauți plăcerea lui Dumnezeu, să renunți la tine, să-i dai lui Dumnezeu inima ta, asta vrea Dumnezeu, Fiule, dă-mi inima ta și să-și găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Direcționează înspre Dumnezeu emoțiile tale. Și în al treilea rând, dă valoare și frumusețe emoțiilor tale. Paharul nu e același, fiecare, paharul meu este plin de dă peste el, spunea David. Dar niciun pahar nu e la fel, fiecare e cu paharul lui, în funcție și spiritual vorbind, e fiecare în funcție de măsura credinței lui. Unii iubesc mult, alții mai puțin. Chiar Domnul a spus, și nu de mult vorbeam despre femeia aceea și acel fariseu, cineva iubea mai mult decât cineva, pentru că fiecare poate da valoare, poate să aibă un vas mai mare, un pahar mai mare sau un pahar mai mic. Poți avea o dragoste mai mare sau o dragoste mai mică. Poți avea o bucurie mai mare și o bucurie mai mică, pentru că tu ești cel ce dă valoare emoțiilor tale. Tu poți da frumusețe, tu poți înfrumuseța viața ta, emoțiile tale, inima ta. Deci, în concluzie, emoțiile sunt neutre. Pofta în sine nu este rea. Dumnezeu a pus pofta. Pentru că dacă n-ar exista pofta, nu s-ar căsători nimeni. Pe mine acum ce mă preocupă este că unii tineri nu mai au poftă și de asta aici nu le direcționează corect, nu le aplică corect unde trebuie și cum trebuie să fie căsătoria punctul central dacă vorbim despre pofta aceasta specifică. Nu controlează, nu stăpânesc, nu interesează spre ce sau ce anume pun în pahar, pentru că pofta în sine este bună și vai de cel ce n-are pofte. Sau cum spunea odată, Sara spunea, am ajuns la vârsta asta, nici pofte nu mai am. Deci pofta în sine nu este greșită. Noi trebuie să ne înfrânăm pofta ca să nu devină o poftă rea, să nu punem lucrul rău în pahar, să nu punem păcatul. Pofta să nu devină momeala păcatului cu care păcatul găsește dorința în inima noastră. Dar e mult de spus în privința aceasta, iubiți tineri, doresc ca Dumnezeu să vă ajute pe fiecare să puteți conștientiza emoțiile de care sunteți capabili, pe care le aveți, direcționați-le unde trebuie. Nu le puteți anihila. Întotdeauna există acest contrast. Nu poți, întunericul nu-l poți scoate afară. Nu te lupta cu întunericul, pentru că este inutil. Întotdeauna, dacă vrei să scoți întunericul, nu lupta cu întunericul, aprinde lumina. Nu te lupta cu răul, ci fă binele și răul dispare. La fel și aici, dacă tu în paharul acesta vei pune dragostea de Dumnezeu, de cuvântul Său, vei căuta voia lui Dumnezeu, vei căuta să împlinești chiar și poftele acestea normale, naturale, ale trupului, într-un cadru. Biblia nu face altceva, El nu interzice poftele Dumnezeu, ci Dumnezeu a așezat doar un cadru legitim în care aceste pofte să fie împlinite. Atât. Numai că oamenii nu reușesc să păstreze limitele impuse de Dumnezeu. De asta Biblia, la un moment dat, spuneam și dimineața, sunt oameni care opresc căsătoria. Efectiv. Opresc căsătoria, că asta e păcat, că și sunt oameni care o pot lua razna cu tot felul de interpretări ale Scripturii, nu? Orice lucru Dumnezeu l-a pus în noi este bun, este neutru, dar depinde care sunt limitele, depinde ce punem, cum punem și dacă păstrăm limitele cuvântului lui Dumnezeu. Observați și în cazul lui Amnon, i s-a spus, ce vrei tu e bine, dar hai să facem cadrul corect. Cere-mă de la tatăl meu, facem căsătorie și totul este legal și perfect. Numai că el n-a vrut asta. Deci lucrul în sine nu e rău, e neutru, dar modul în care și cadrul în care se face, acela face ca un lucru, ca o emoție, cum e dragostea sau cum e pofta, dorința și toate celelalte, o emoție, un sentiment, să devină rele. Haideți acum să ne ridicăm, ne rugăm pentru tineri, Dumnezeu să-i ajute, Dumnezeu să-i binecuvinteze, acum când toate sunt la maximul, la apogeul lor, ei vor avea mult mai mult de luptat, mult mai mult de combătut în lupta aceasta împotriva poftelor rele, pofta cea rea, pofta care duce spre păcat. Dumnezeu să-i ajute, Dumnezeu să-i binecuvânteze și Dumnezeu să îi păzească de tot ce este rău. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului.